Chiar vreau să vă întreb, am mai câteva emisiuni și tot am amânat întrebarea. De când sunteți prefect, câte controle ați dispus, trimis sau sugerat să facă instituțiile subordonate prefecturii la firme private? La firme private nu are de ce să facă prefectura să trimită controle. Păi dacă o să verificați puțin înainte de a fi dumneavoastră prefect, cel care a fost înaintea dumneavoastră, periodic vorbea cu cei de la AP, mergeți la firma aia, firma... Adică nu că vorbea, nu, mă exprim greșit. Ordin de la prefectură, venea de la prefectură, hârtie, către instituțiile subordonate, să verifice diverse firme private care întâmplător erau ale PSD-știlor. Întâmplător sau ale simpatizanților. Să înțeleg că de când sunteți prefect n-ați mai primit nicio sesizare de la nimeni să trimiteți controle? Sunt sesizări, dar nu la modul acesta în care să abuzăm de putere pentru a controla firme. Sau, în orice caz, prefectura nu poate impune unei instituții care, în primul rând, nu este subordonată, dar unei instituții deconcentrate să facă controle. Poate să sesizeze, poate să anunțe, poate să ceară lămuriri, dar nu poți să trimiți pe cineva să controleze doar pentru că îți dorești tu. Să verificați istoricul prefecturii. Nu vreau să intru în istoric, nu mă interesează. Pot să vă spun că nu au fost cazuri speciale, ca să zic așa. Deci nu aveți o listă cu peneliști care trebuie controlați? Nu avem o listă cu nimeni care trebuie controlat pe criteriile acestea de apartenență politică sau de orice altă natură.